Teatru Iscălu. Vă împărtășesc și eu, după ce am ascultat atât de frumos cuvântul Preasfințitului Ioan. Sigur, și de data aceasta am venit cu mare bucurie în pelerinaj aici, în Valea Jiului. Cred că este multa oară deja după Revoluție, aproape în fiecare an, am venit și am făcut acest pelerinaj, care are un rol, spun eu, important pentru credincioșii din această, din acest protopopiat lupen Valea Jiului. În sensul că se adună toți credincioșii, ne întâlnim o singură dată pe an, nu putem să mergem la fiecare parohie, dar aici ne adunăm și de aici, sigur, o cinstim pe Maica Domnului. Așa cum se știe, pelerinajul la Valea Jiului este duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, după 15 august, prima duminică. Și, sigur, anul trecut nu s-a putut ține așa, apostoli,
Petru și Andrei, Iacob și Ioan, chiar trecând apostolilor, dar și din preoților noștri din multe locuri sfânte, din familii unde spirea contată de Dumnezeu, chiar doi preoți au dărâmit. Apoi, sigur că îi avem și pe ceilalți, pe Părintele Silvestre Dorin, pe Părintele Nicușor Porumbăt, care de asemenea ne ajută foarte mult, deci prinde cei mai de la urmă, pe urmă avem pe Părintele Silvestre, pe Părintele Bunzan și oricum e o cifră deosebit de frumoasă și de bucurat că Dumnezeu ne-a dărit preoți, biserici, este sigur biserica de la Vulcan, care este într-o fază avansată și sper să o inaugură. Iar pelerinajul aici, în teritoriul acesta, a început mai de demult, pentru că la câmpul Neam este statuia Maicii Domnului de la Lourdes, care după câțiva ani, după apariția Maicii Domnului în Franța, la Lourdes, respectiv în anul 1913, deja s-a și expus această statuie la câmpul Neam, la marginea șosei, cu stâncă, foarte frumos, unde este grota, care semnifică apariția Maicii Domnului. Tot acolo este și o cruce istorică care s-a pus în memoria celor care și-au dat viața pentru și în războiul de independență. Din teritoriul acesta se vede că au mers ce au luptat, sigur, pentru eliberare atunci împotriva turcilor, despre de independență față de turci. Deci acolo este crucea care marchează totuși o istorie întreagă. Când noi nu aveam biserică, vă spuneam, celebram din casele bunilor credincioși, dar noi am celebrat liturghia lângă statuia Maicii Domnului, pe un teren destul de neamenajat, să zic așa, dar liturghia la credincioși mulți, care cu mult drag să ne rugăm împreună și să îl preamărim pe Dumnezeu și să o cinstim pe Preacurata Fecioara Maria. Acum, faptul că avem biserici, celebrăm în bisericile noastre, dar până la locul de pelerinaj ne deplasăm mai mult pentru a face o rugăciune și anumite devoțiuni și a ne ruga Maicii Domnului, așa conform tradiției locului, la statuia Maicii Domnului de la Lourdes și, în același timp, la statuia unde îl reprezintă pe Iisus Hristos, respectiv statuia Preasfintei Inima lui Iisus, care de câțiva ani este sunt în apropiere una de alta și noi ne rugăm Bunului Dumnezeu și Maicii Sfinte. Cu aceste gânduri vă mulțumim preoților Sfântului Sfântului Ioan, bine pentru prima dată aici, în acest teritoriu, dar vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți prezenți la liturghie și să rămânem credincioși și să nu ne pierdem încrederea nici când situația bisericii este mai bună, să zic așa, în sensul că acum nu ne afundăm în pe lacul Ghenezaretului ca și Petru. În schimb, totuși sunt alte pericole,
când ne putem pierde credința și totuși noi trebuie să apelăm la Iisus Hristos, spunându-i, Doamne, mântuiește-mă, sau Doamne, mântuiește-ne că pierim. Deci credința să fie totdeauna în apropiere, chiar și în momente de criză și de încercări de diferite forme pe care le parcurge. Deci am mulțumit încă o dată și mereu mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am predicit ca să fim și anul acesta aici, în acest teritoriu și să ne rugăm împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră, și ne rugăm cu mult și ne aducem aminte cu multă și de cei care au trecut pragul acestei vieți, știu că Părintele Bunii, chiar în perioada persecuției, venea deseori și încuraja credincioșii de ei să nu-și piardă credința și să rămână fidel Bisericii lui Iisus Hristos și credincioșii față de Maica Domnului. De aceea și noi vom merge spre locul de rugăciune la Câmpul Neam, dar vă purtăm în sufletele noastre și rugăciunile noastre mereu și bunul Dumnezeu să ne ajute și spun și încheie astfel de cuvântări la revedere pentru anul viitor, la pelerinajul de anul viitor. Vă așteptăm! Lăudați-vă pe Iisus! Lăudați-vă pe Iisus!